martie este luna. Cam asta e perioada în care vă anunțam în fiecare an unde plecăm noi în concedii. Nu. Unde organizăm Forța Zoo. La fel am făcut și anul trecut, la fel am făcut și acum 2 ani, la fel am făcut, facem de vreo 9 ani. În martie anunțăm tradițional orașul gazdă al Forța Zoo. Acum vă citesc comunicatul pe care urmează să-l trimitem. Forța Zoo 2020 se anulează din considerente de precauție privind coronavirus COVID-19. Corect. A 10-a ediție Forța Zoo, concert organizat an de an de Radio Zoo, se anulează din considerentele pe care le-am spus. Programat să aibă loc an de an în luna mai, nu va mai fi organizat anul acesta. Decizia vine în contextul în care organizatorii altor evenimente de același gen, atât în țară cât și în străinătate, au luat poziții similare și responsabile și ca o consecință firească asumată după măsurile cu caracter preventiv dispuse de autoritățile din România. Festivaluri internaționale precum Tomorrowland Winter din Franța sau Ultra Music Festival din Miami se află în situații similare. Anunțuri oficiale au fost făcute de către organizatorii acestor evenimente în urmă cu doar câteva zile. Asta este comunicatul SEC al Radio Zoo. Acum vă spun personal că emoțional a fost o decizie foarte, foarte grea de a anula ediția aniversară. Noi anul ăsta trebuia să facem Forța Zoo 10. Dar, rațional, cred că e decizia corectă. Forța Zoo a devenit cel mai mare concert din România și chiar la edițiile la care am avut peste 100.000 de spectatori, am pus întotdeauna siguranța oamenilor mai presus decât numărul lor. La Constanța, de exemplu, acum 3 ani, am întrerupt concertul în mijlocul unei furtuni, reușind să evacuăm o plajă cu 80.000 de oameni fără nicio victimă. Forța Zoo 2020, programată în mai, nu o să mai aibă loc, iar hotărârea asta nu are legătură cu panica sau cu frica, ține de responsabilitate și de prudență. Mergem înainte cu calm și vă promitem că scena Forța Zoo se va ridica pentru a 10-a ediție, cu siguranță, atunci când vom ști că toți oamenii, absolut toți, vor fi în siguranță. Siguranță, da. Mulțumim tare mult. O să și noi ne-am fi dorit la fel de mult ca și voi. Absolut, să facem, îți dai seama că în momentul ăsta noi avem sufletul rupt. Lunile astea până la Forța Zoo, adică în mai, însemnau așa. Vorbit cu autoritățile, luat toate autorizațiile, găsit un loc unde să facem și eram în discuții cu mai mulți, cu mai multe, pentru mai multe locații în România pentru anul ăsta, pentru că voiam să iasă cea mai mare ediție în condițiile în care este ediția a 10-a. Nimeni, dar absolut nimeni în momentul ăsta în România nu își asumă tot ceea ce înseamnă să dai autorizare pentru un astfel de concert și, repet, nu e vorba de un eveniment de 1000, 1500, 2000, 3000 de persoane, e vorba de un eveniment la care în ultimii ani au fost spre 100.000 de oameni sau peste 100.000 de oameni dacă ne gândim la Iași sau la București.